Bună ziua, dragi copii! Cunoașteți acest obiect? Oare unde l-ați întâlnit? Acesta este un balansoar și cu siguranță fiecare dintre voi l-ați încercat cel puțin odată în parc atunci când v-ați jucat. Vă aduceți aminte când v-ați jucat cu prietenul vostru de ce unul dintre voi se afla mai sus, iar altul mai jos? Oare de ce s-a întâmplat acest lucru? Balansoarul, la fel ca această balanță, are nevoie de un număr egal de greutăți pentru a putea spune că se află în echilibru. Haideți să observăm această balanță care conține obiecte care au aceeași greutate. Se află în echilibru? Nu, deoarece petalerul din stânga sunt 6 bile, iar petalerul din dreapta sunt doar 3 bile. Cum am putea oare echilibra această balanță? Am putea să luăm sau să adăugăm bile. Dacă am luat 3 bile de petalerul din stânga, balanța noastră s-ar afla în echilibru, deoarece pe ambele talere am avea câte 3 bile. Câte bile observați în această balanță? Pe talerul din stânga sunt 11 bile, iar pe talerul din dreapta sunt doar 4 bile. Cum putem echilibra această balanță? Câte bile aș putea lua din cele 11 pentru a rămâne cu 4 bile? Da, corect, am putea lua 7 bile. Ia priviți! Acum balanța noastră se află în echilibru. Maria a pus într-o balanță 6 cărți care au aceeași greutate. Ce poate face ea ca să echilibreze balanța? Ar putea lua 2 cărți sau ar putea pune 2 cărți. Alex și Ioana așează pe talerele unei balanțe bile care au aceeași greutate. Observă că bilele nu se află în echilibru și se gândesc ce pot face. Încearcă să-i ajut să echilibreze această balanță. Corect! Ar putea lua 3 bile sau ar putea pune 3 bile. Încearcă să te joci și tu și să afli cum poți echilibra balanțele următoare. Verifică dacă ai rezolvat corect. Felicitări! Ne vedem curând!